Sunt acuzații grave de sabotaj și boicot la cel mai înalt nivel. Miniștrii liberali și cei USR nu reușesc să se pună de acord asupra unor decizii cruciale pentru români, în timp în care acuzațiile între ei curg în valuri. Vasile Marcu știe ce macină coaliția în momentul de față și cine sunt miniștrii acuzați, Vasile. Acuzele sunt de o parte și de cealaltă. Miniștrii PNL îi acuză pe cei ai USR de boicot, în timp ce cei de la USR spun că cei de la PNL le pun bețe în roate și în ciuda încercărilor liderilor coaliției de a calma lucrurile și de a spune că de fapt sunt doar discuții normale într-o coaliție formată din mai multe partide politice, surse din interiorul atât PNL cât și USR spun că de fapt este o situație extrem de gravă, o relație rece între partidele din coaliție, în condițiile în care, spre exemplu, ministrul sănătății este acuzat de premier că îi boicotează și îi sabotează toate ieșirile publice legate de felul în care decurge campania de vaccinare. Florin Cîțu spune un lucru, la scurt timp vine ministrul sănătății și contestă tot ce a spus premierul cu puțin timp înainte. La Ministerul Economiei deja este o situație de mai multe săptămâni cunoscută de toți de scandal între ministrul economiei de la USR, Claudiu Năsui, și cel fost al economiei, actual al energiei, din partea PNL, Virgil Popescu. Practic, Claudiu Năsui spune celor din partid că în momentul în care s-au împărțit ministerul, Virgil Popescu a plecat cu toți secretarii de stat și l-a lăsat fără oameni cu care să facă treabă. Și nu sunt singurele acuze aduse de ministrul economiei, că i-a luat și toate companiile profitabile și a lăsat ministerul lipsit de substanță. Iar alte scandaluri sunt atât la Ministerul Transportului, transporturilor, spre exemplu, acolo unde noul ministru de la USR i-a blocat toate fostele proiecte pe care le avea în curs ministrul din partea PNL în cursul mandatului trecut și vrea să finanțeze doar noile proiecte venite din partea USR. Spun că este un scandal în interiorul guvernului, un scandal care în momentul de față a răbufnit și la nivelul coaliției de guvernare.